Ce faceți? Am făcut acest video pentru a vă arăta ce am mâncat noi în Olanda timp de 9 zile. Aceste cantități sunt pentru două persoane și uneori a treia persoană. Să începem. Aici avem două cutii de mango, jumătate de cutie a fost mâncată deja când am filmat, 5 euro pe cutie. Mai mulți mango, diferită varietate. Acești mango au fost foarte ieftini. Nici când am locuit în Olanda nu am găsit așa ieftini. Cei din stânga sunt din cealaltă cutie. Pepene turcesc, fructul pasiunii. Și aici avem doi mango burkinezi. Aceștia au fost preferanții mei. Am avut 4 în total, 2 mâncasem deja, au fost atât de buni. 2 pepeni șarente. Banane organice, struguri, din nou foarte ieftin, 2 cutii pentru 1,50 euro, alte varietăți de struguri mai scumpi, cireșe olandeze enorme, afine, le-am folosit în smoothie-uri și alte bunătățuri, kiwi galben organici, am avut doar 2 pentru că nu erau copți restul. Ceilalți 2 și multe salate verzi, după cum vedeți, organice. De obicei mâncăm o salată verde seara. Kaki, foarte copți, îmi plac enorm. Roșii, chior de bof, eco, sfeclă roșie, eco și ea. Roșii cherry, ardei crush, colorați, spanac înghețat, nu a fost grozav când l-am folosit în smoothie, muesli, pe care nu l-am folosit în final, nici această nucă de cocos, nu am folosit-o, andive, cam amare, dar a fost bună în salată, apoi ciuperci champignon, portobello, pardon, fetică, morcovi, toate bio, ultimile, apoi plante aromatice, bio, busuioc, mărar, arpagic, avocado și ceapă roșie, din nou ecologice, măsline, humus cu roșii, pastă de vinete, silken tofu, ecologice. Apoi niște carne din soia pentru iubirea mea. Eu nu am mâncat din acestea. Noodles din kelp. Le-am folosit pentru a face pad thai. Voi posta rețeta mai târziu. Și alge irlandeze. Nu le-am folosit. Apă de cocos pentru mine și kombucha pentru iubirea mea. Mie nu-mi place deloc. Lămâi, ardei iuți, colorați, castraveți, dovlecei, ardei roșii și colorați. Ultimele au fost ecologice, toate produsele, cu excepția ardeilor iuți. În alt hol, curmale mazafati sunt printre favoritele mele, sunt atât de moi și zemoase. Ciuperci champignon bio și țelină apio. Mai multe curmale, v-am zis că îmi plac mult. Apoi pepene galben, banane ecologice și fair trade, orez sălbatic, biologic, am făcut o rețetă cu el, o puteți vedea, avocado enorm de mare, după cum se vede sunt mari cât mâna mea, pastă de roșii și lapte de cocos pe care nu le-am folosit în final, curmale mejul, organice. Pe acestea cu siguranță le-am mâncat. Coacăze roșii,
Nectarine plate și dovlecel? Ați încercat vreodată nectarine plate? Sunt bune. Multe salate verzi, bio. Ciuperci champignon organice. Și iaurt vegan, care mi se pare cel mai bun din cele încercate de pe piață. Boabe de cacao, nu am avut timp să le folosim, nici aceste semințe de susan. Și broccoli organic. Altfel, altă zi. Voi începe cu nucile de cocos tinere, tailandeze. Țelină apio. Doi dovlecei, unul mâncasem deja înainte de a face videoul. Doi ananași mici, care arată foarte bine pe din afară, dar nu au fost atât de bun pe dinăuntru. O conopidă organică și doi din cei mai buni pepeni pe care i-am mâncat în viața mea, atât de zeimoși. Mai mulți mango, nectarine, încă patru pe care le mâncasem deja pe drum. Morcovi, pară, roșii cherry, sălbatice, organice toate și limes și lemongrass. Mai mulți mango, v-ați săturat de ei. Erau atât de ieftini și bune încât am mâncat foarte mulți. Tamarind și spanac. Și acesta este ultimul haul. Aici iubirea mea a făcut lasagne vegană pentru familia lui. Le-a plăcut foarte mult. Deci carne de soia, foi de lasagne, vânătă, ciuperci și sos de roșii, apoi cremă de orez, brânză vegană și fetișă, nu pentru lasagne. Și apoi pătrunjel, mărar organic, am mâncat multe plante aromatice aici. Am menționat care produse sunt organice, pentru a vă face o idee cam câte am cumpărat în relație cu suma totală pe care am cheltuit-o. Am cheltuit aproximativ 200 de euro pentru 9 zile, excluzând produsele pe care le-am menționat că nu le-am folosit. Pe acestea le-am luat cu noi înapoi în Spania. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, dați-mi un thumbs up și abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videouri ca acesta. Dacă vreți anumite videouri, scrieți-mi în comentarii. Până data viitoare, la revedere!